Luca Mihai este un băiețel în vârstă de 3 anișori care suferă de paralizie cerebrală infantilă și autism. Copilul nu merge, nu vorbește, nu interacționează cu cei din jur. Primele semne de boală au apărut la 7 luni. De atunci familia duce o luptă continuă. Timp de un an și 2 luni, ședințe de kinetoterapie în spital la Slatina. Au urmat și mai multe ședințe în privat, însă starea micuțului nu se îmbunătățea. În 2018, părinții au decis să-i facă un RMN, au ajuns astfel la spitalul Obreja. Rezultatul a fost unul deloc îngrijorător. Luca nu ar fi suferit de vreo boală extrem de gravă, doar un retard neuropsihomotor în dezvoltare și limbaj, care părea remediabil. 4 neurologi au fost consultați, 10 de analize, iar Luca nu făcea niciun progres. Anul acesta, părinții, ajunși la capătul puterilor, au luat decizia de a repeta RMN-ul. De această dată, familia a aflat cu stupoare că Luca a fost diagnosticat cu paralizie cerebrală infantilă și elemente de autism. De un an de zile, copilul face terapii la Clinica Maria Beatriz din Alba Iulia și aici terapia dă randament. Copilul face progrese. Costurile însă depășesc puterea părinților. 254 de lei o zi de terapie și 70 de lei o zi de cazare. O sesiune de terapie este de 12 zile, iar Luca a ajuns abia la cea de-a cincea. Luca a fost încadrat la paralizie cerebrală în urma unui RMN făcut în vară pe 26 iunie. Progresele nu sunt foarte mari, adică zice mama cine știe când, dar nu cu sens, nu merge nici măcar de-a bușele, muncim. Mereu facem sesiuni de terapie la Alba Iulia, la un centru privat se numește Maria Beatriz, unde plătim o zi de terapie 254 de lei și o zi de cazare 70 de lei. Acolo, de acolo sunt progresele care le-a făcut acum. Vrem să ajungem cât mai multe sesiuni, doar că financiar suntem încercați foarte greu, ne este foarte greu pentru că un copil cu probleme necesită multe. Aici am fost în Slatina un an și 2 luni la terapii unde nu s-a văzut niciun rezultat. Apoi am mers la diversi kinetoterapeuți tot în Slatina în privat, unde la fel nu s-a văzut niciun rezultat și apoi am auzit de această clinică din care chiar se văd rezultate, se fac mult mai multe terapii, 5 terapii pe zi, cum ar fi hidroterapie, kineto, mecanoterapie, logopedie și chiar sunt de calitate. Deci chiar se văd progrese acolo. Tânăra mama a ajuns la capătul puterilor, slăbită, palidă, chiar și ea ar necesita analize, întrucât este extenuată fizic și psihic. Copilul nu doarme, este agitat, are nevoie să continue ședințele. Cei care vor să-l ajute pe Luca o pot face de acum și donând în cutiile amplasate la diverse magazine din oraș. Pe această cale, Georgiana face un apel disperat către toți oamenii cu suflet mare care doresc să-l ajute pe micuțul Luca să facă primii pași și să se bucure de copilărie, să ajute fiecare cu puțin. Astfel, copilul va avea șansa la o viață normală, continuând ședințele la Alba Iulia. Deci el este Luca, băiețelul meu de 3 ani, care, cum am spus, suferă de paralizie cerebrală infantilă și elemente de autism. Nu merge nici măcar de-a bușelea, nu vorbește, interacționează foarte greu cu noi. Rog toată lumea care vrea să ne ajute, cât de puțin, o donație cât de mică, chiar și 5 lei cât o cafea pentru noi înseamnă mult ca să el să poată continua terapiile, să facă cât mai multe sesiuni de terapie și să vedem și rezultate. Gândiți-vă în sufletul meu ca mamă că mai am un copilaj de 6 ani care este perfect sănătos și mereu mă întreabă când va merge Luca, când se va juca cu mine. Cred că nimeni nu ar vrea să fie în locul meu să nu-și mai găsească răspunsurile pentru a-i spune când va fi Luca bine. Pe rețelele de socializare, oamenii au început să ia atitudine și să o sprijine pe tânăra mamă în această luptă grea. Donez pentru Luca un tort de botez sau nuntă, 10 kg. Donăm un program de ursitoare pentru botez în valoare de 500 de lei. Ofer pentru Luca o manicură pentru prețul de 80 de lei sau ofer 3 consultații dermatologice la clinică privată în Slatina cu programare. Prețul consultației este de 100 de lei. Alte doamne donează pantofi, rochii de mireasă, fiecare ce are și ce poate. Toate însă cu dovada plății în contul lui Luca. Observăm pe zi ce trece că oamenii se implică și nu-și lasă semenii la greu. De aceea, haideți să fim buni în fiecare zi, nu doar de Crăciun sau de Paște. Să-l ajutăm pe micuțul Luca să se poată juca într-o zi cu frățiorul lui David, care suferă alături de familie și nu acceptă ideea că fratele lui are probleme de sănătate. Persoanele care doresc să doneze o pot face și în contul deschis pe numele bunicii lui Luca.